Indicatorul care nu a dat niciodată greși în istorie și care prezice o criză financiară o să fie dezbătut în clipul de astăzi. Pentru că indicatorul ăsta a luat amploare încă din 2022, până să ajungem la final. Așa că am zis, hai să-l dezbatem și pe ăsta, că n-am dezbătut destule indicatoare pe canal. Hai să vedem, intrăm în criză financiară? O să vedem istoric când s-a mai întâmplat chestia asta? O să vedem cine a inventat indicatorul ăsta? Și o să vedem dacă anul acesta ne pierdem banii sau reușim să ne mutăm din beci de la mami și să nu mai bem Timișoara niciodată, trecem la Stellarto. Și hai să-i dăm și numele, pentru că de obicei nu este pronunțat, e un fel de Beetlejuice. Deci să nu zici niciodată Beetlejuice de trei ori în oglindă seara. Exact așa este și numele ăsta. Să nu-l folosești prea des, că atunci când îl folosești înseamnă că se apropie o criză financiară și lumea o să-și pierdă bani. Indicatorul se numește The Inverted Real Curve și este inventat de un economist care se numește Campbell Harvey. Care este o curbă de randament inversată care arată că ratele dobânzilor pe termen lung sunt mai mici decât ratele dobânzilor pe termen scurt. Și traducerea asta este în română. O să sune puțin aia nepodată, dar o să dezbatem în detaliu apoi și vedem exact ce s-a întâmplat când s-a inversat curba asta și cum a reușit să prezică curba asta de randament inversată. Ii o criză financiară. Cu o curbă de randament inversată, randamentul scade cu cât data scadenței este mai îndepărtată. Denumită uneori o curbă negativă a randamentului, curba inversată s-a dovedit în trecut a fi un indicator de încredere, bla bla bla, ai înțeles? Ei, și acum o să complicăm un pic lucrurile, dar nu se face griji pentru că le și decomplicăm, adică le explicăm. Și pentru asta mergem direct pe site-ul oficial de la Fed, care este banca centrală din SUA, mă rog, una din cele 12, pentru care are 12 filiali. Și vedem aici de ce am zis că le complicăm. Denumirile astea sunt mult prea pompoase, sunt uh, niște instrumente financiare care nu sunt pentru plebs, nu sunt pentru noi. Noi doar ne uităm la ele, nu ne atingem de ele, ne uităm doar la ele ca să ne luăm niște indicii. 10-year treasury, constant maturity minus 2-year treasury, da, deci exact ce explicam mai devreme și asta este curba dintre cele două. Și vedem că în istorie, unde sunt hașurile astea, da, le vedem aici din 2007-2009, unde au fost hașurile astea sunt niște recesiuni, adică crize financiare. Și asta este curba aia de care vorbeam, da? Ea este de de desubt acum, adică sub mediana asta care este punctul 0. Și noi am trecut sub curba asta din iulie 2022, adică am trecut pe minus, da? Și atunci de ce omul ăsta, Harvey, zice că mereu când avem o curbă de asta inversată, urmează o recesiune? și a ieșit până acum. Și există un interviu încă din ianuarie cu omul ăsta. Mă rog, aici scrie aprilie, dar l-am citit undeva în ianuarie, ceva de genul. Poți să găsești mai multe site-uri cu interviul ăsta, însă o să scoatem puțin din context și promit că nu scot din context chestii neimportante. Sunt doar chestiile foarte importante, pentru că omul ăsta în interviu a zis că de data asta poate să fie diferit. Poate că este un pic ironic, pentru că eu sunt persoana care a descoperit acest indicator, dar tind să cred că există o șansă mare să evităm o recesiune, pentru că este posibil ca modelul ăsta cu indicator să distribuie un semnal fals. Da, deci asta este tematica din interviul lui și asta a declarat undeva în ianuarie. Piața din ianuarie știm că a început să crească. Cătinel, cătinel. Însă, recent, el a mai dat un interviu pe 25 mai, da? 5 luni mai târziu. Și atunci sunt două perspective destul de conflictuale. Adică ce a zis în ianuarie versus ce zice acum. În ianuarie zicea că este posibil să evităm o recesiune dacă Fedul se oprește din mărit dobânzile. Însă acum, 5 luni mai târziu, zice că este imposibil să mai evităm pentru că Fedul nu s-a oprit la timp din mărit dobânzile. Și atunci ce zice acum? Cum și a modificat biasul, da? O recesiune este pe țeavă, așa se traduce asta, da? Și poate să înceapă chiar în această lună. Și el zice că o contracție, da, poate să înceapă în mă rog, asta e ca un rezumat de început. Poate să înceapă în această lună și să țină vreo două, 3 trimestre. E ce învățăm noi din chestia asta? Pentru că hai să ne uităm aici în istorie cum s-a întâmplat până acum și după aia o să tragem împreună o concluzie. Pentru că dacă articolele astea sunt deja publice de ceva timp și apar în cele mai mari site-uri de știri din lume, noi putem să ne luăm niște informații foarte, foarte valoroase, dar la capătul opus a, a spus el opusul a, a spus el acum 5 luni. Are sens, nu? O să aibă, ai răbdare. De ce? Pentru că în trecut, da, ne uităm, când s-a dus spre inversarea curbei, a venit ceva, da? De exemplu, asta a fost pandemia. Vedem că nu e o recesiune foarte nasoală sau cel puțin așa ne arată aici. Însă eu pot să spun din prisma faptului că am fost în piață, aveam locații multe în momentele alea și a fost o recesiune destul de nasoală, doar că n-au vrut ei să zică că a fost nasoală. Pentru că au venit să restimuleze economia foarte, foarte rapid, dar au restimulat acolo unde au vrut ei, nu unde a fost nevoie cu adevărat. Industria de turism și Horeca, decimate. Nu știu să fi fost ajutate industriile astea. Și când zic ajutate, nu mă refer doar la împrumuturi, poate din bancă, ca să salvezi. Să salvezi ce? Pentru că tu nu mai ai clienți, n-ai voie nici măcar să deschizi. Și tu primești bani ca să ce? Că degeaba primești bani să-i bagi în development. Că n-ai ce să dezvolți, că tu nu mai ai vânzări. Sau degeaba primești bani ca ca tu să-ți plătești chiria și ratele la celelalte bănci. Că atunci când trece perioada asta, tu ai o grămadă de bani de dat înapoi. Bani noi de dat înapoi. Hai, hai și rime pe aici. Însă în trecut, când a fost inversată din nou urba asta de randament, da, vedem, a urmat o recesiune. Când a fost inversată, da, asta, deci asta a fost în 2008. Criza nasoală, știm, criza financiară globală aici. Aici a fost dot com bubble da, inversată, recesiune, bam. Aici în anii 90, da, înainte de asta, inversată. Aici o altă recesiune, da? Înainte de recesiune, inversată. Observi că am zis de câteva ori, înainte de recesiune avem inversarea, deci până acum, cu mult timp, adică cel puțin un an, prezicea chestia asta că vine o recesiune, da? Și noi suntem acum, pare că am pus un bottom, nu știm dacă mergem mai jos, însă, ce ne spune nou indicatorul ăsta? După ce se inversează, putem să ne așteptăm la o recesiune viitoare. Care recesiunea asta viitoare va veni de-abia după ce curba trece înapoi la pozitiv. Și noi dacă vedem aici, încă suntem pe negativ. Da? Vedem, după ce a trecut de linia asta, de zero, asta neagră, de-abia după aia a venit, la ceva timp, Adică ceva timp bun, a venit recesiunea. La fel și aici. După ce a trecut în zona pozitivă, a mai trecut un an, de-abia după aia a venit recesiunea. La fel și aici. De aici, de exemplu, când a, a trecut prima oară, s-a dus încă o dată, de-abia după asta, din 89, până a venit recesiunea, încă un an și ceva, un an jumate, doi aproape, da? Noi suntem încă inversați aici. Deci, până ajungem să trecem de linia asta în sus, până atunci, noi nu vedem recesiune. Și asta nu se va duce înapoi aici în termen de o lună sau 5 luni. Așa că ceea ce spune omul ăsta, și aici vreau să ajung, el spune în felul următor. O contracție e posibil să înceapă luna asta și să țină 2-3 trimestre. Asta înseamnă 6-9 luni. Și dacă ne uităm la ce spune indicatorul lui, în 6-9 luni poate să trecem pe pozitiv. Poate. Deci ceea ce zice el nu are nici o relevanță. Și tare mie că vocea lui a fost captată de cei care trebuie să ne subjuge pe noi fraierii care vrem să ieșim din beci și vrem să nu mai bem niciodată din Mișorină. Dar suntem în continuare subjugați pentru că trebuie să-l credem pe omul ăsta care deodată a ajuns pe Yahoo să ne spună povestea lui, care în ianuarie suna un pic diferit. Înțeleg că poate și-a modificat biasul, dar dacă ne uităm la ce spune indicatorul lui, nu suntem nici măcar aproape de o recesiune. Și când zic aproape, zic anul ăsta. Și deși vreau să zic? Ceea ce vreau să zic este faptul că mare atenție la știrile de genul ăsta. Și acum o să mergem un pic pe chartul nostru de la Bitcoin, da? Mă rog, S&P-ul arată asemănător. Am avut o creștere, nu la fel de agresivă ca pe Bitcoin, adică să facă 2x, dar vedem că după clipul de ieri a pompat un pic. Dar dacă lumea se va panica din cauza că chestia asta, din cauză că debt ceiling, da? Am vorbit în clipul anterior și cumva prețul s-ar duce de aici nu știu, așa și după aia înapoi în jos un pic. La fel ca și la S&P, să zicem, da? Să fim pe aici, pe undeva și după aia să o luăm așa. Mare atenție lunile următoare că se vor accelera știrile de genul ăsta. Și când se accelerează știrile de genul ăsta, întotdeauna piața o să facă invers, da? Și mai ales, mai ales când se inversează ăsta, indicatorul ăsta celebru, când se inversează piețele aici, în zonele astea și înspre în sus după aceea, piețele întotdeauna fac noi all time high-uri. Mare atenție, s-a întâmplat în istorie de fiecare dată. Și nu trebuie să mă crezi pe cuvânt, o să reintroducem US interest urile da? pentru că despre asta e vorba în indicatorul menționat. Și o să vedem cum nu fac eu regulile, doar mă supun regulilor. Da? Aici, de exemplu, pentru că suntem cu interest foarte înalte, da? Deci omul a zis, bă, nu mai măriți, că e problemă. Da? După aia să intrăm în recesiune, da? Întotdeauna, istorii vorbind, când s-au mărit și după aia s-au oprit în perioada asta de oprire, asta este și perioada de inversare a yield da? încă este sub, în minus acolo, piețele au făcut all time high până pe aici după aia a picat ceva, da? la fel și aici. Au crescut, yield inversat, s-au oprit din mărit între străițurile, all time high, da? deci avem creștere, se vede destul de clar. Hai să mergem și mai în istorie un pic, poate nu crezi mai departe. Uite aici, au fost ținute mult mai mult. Hai să vedem cum erau inversate curbele pe aici. De exemplu, de aici, din 92, a început să pice. Probabil că lumea se aștepta de aici, din 94, să mergem cu inversarea curbei, da? Aici chiar s-a dus un pic, în 98. Ce s-a întâmplat în tot timpul ăsta, da? Frecușul ăsta cu... Cred că sigur mergem... Sunt sigur că erau știri asemănătoare și atunci. Mare problemă, picăm și mai jos, murim, dregem, etc., da? Ce a făcut piața în timpul ăsta? Uite aici, de când a păstrat cât de cât constante ratele dobânzilor, chiar dacă au fost în alte, piața a făcut all time high. Și de-abia după aceea am picat într-o criză sau o formă de criză. Da? La fel și aici în pandemie, la fel și aici în 2008. Da? Și il curve au început în perioada asta până să vină recesiunea, să o ia în sus, pe plus. Da? Vedem, aici au intrat pe plus, all time high, bam, recesiune. Aici la fel. N-a fost chiar pe minus, dar a început să o ia în sus, all time high, bam, recesiune scurtă. Aici la fel. Am trecut pe plus, în sus, all time high în 2000, am început să o ia în jos, bam, recesiune. Asta s-a întâmplat mereu. O să fie diferit de data asta? Adică dacă ne luăm după ceartul ăsta și după ce a spus omul ăsta, ar trebui să facem o chestie de genul ăsta și după aia așa, pe măsură ce se țin ratele dobânzilor constante, poate n-am desenat eu chiar bine, am desenat chiar rupestru, hai să-i punem o, ca aici pe termen scurt se pot întâmpla multe, da? Dacă ar fi o chestie de genul ăsta și după aia așa. Deci asta ne-a spus istoria, asta am văzut. Dacă vine recesiunea, nu e prea curând. Asta ne spune omul fără să ascultăm ce scoate pe gură. Pentru că atunci când vedem articole din astea pe site-uri arhi cunoscute, atunci trebuie să nu ascultăm pentru că astea sunt scrise pentru noi, ori să vindem pe minus, ori ca să nu intrăm la prețurile alea bune. Astea sunt cele două motive și e mai bine să ne uităm la ce ne spune istoria. Bam, o dată, bam, a doua confirmare. Asta este ce aștept și știi foarte bine dacă mă urmărești, măcar de la început de an. Din ianuarie am postat chestiile astea, inclusiv pe Twitter și am început un playlist care se numește, uite la aici, Jocul de Lichiditate, poți să-l vezi pe tot. De la început vorbeam despre chestiile astea și dacă te interesează și mai îndept să afli mai multe chestii de când s-a inventat Fedul, pentru asta e book ul meu, Nexum, noi ne vedem data aviatoare.